Stimate colege, stimați colegi, încep prin a le mulțumi celor aproape 1900 de colegi care mi-au acordat încrederea în condițiile în care s-a desfășurat acest congres. Îl felicit pe Florin Câțu pentru alegerea ca președinte al Partidului Național Liberal. De-a lungul carierei mele de 31 de ani am apărat valorile liberale și am acționat constant pentru a pune în practică un ideal al politicilor liberale pentru a realiza un salt de care România are nevoie. Voi rămâne consecvent, îmi voi păstra convingerile și acțiunea politică pentru apărarea democrației, pentru apărarea drepturilor și libertăților individuale, pentru apărarea valorilor liberale și, de asemenea, voi continua să acționez așa cum am făcut-o și până acum, alături de colegii mei. Vreau să vă anunț de acum că demisia mea din funcția de președinte al Camerei Deputaților va fi luni la prima oră pe masa președintelui ales Florin Câțu. Și vreau să vă mai spun un lucru. Din momentul de față, între Ludovic Orban și Klaus Iohannis nu mai există niciun parteneriat. Vă mulțumesc!